Noi trei vom participa cu toții la acest eveniment, care cuprinde tăierea palmicii, ce simbolizează pentru noi. Pentru noi simbolizează, în primul rând, finisarea lucrărilor de reparație a acestor lucrări în anul 2009. Mai simbolizează și un nou început, noi galerii care s-au dezvoltat, noi performanți, мастерство и поставлять не только наш город, но и всю республику. Я думаю, что многие зарубежные страны уже знакомы с вашим творчеством, и оно сегодня приобретает, скажем, новый смысл в части совершенствования своего мастерства уже в лучших условиях, чем было до сих пор. Поэтому я сегодня хотел бы всех вас поздравить с приобретением нового помещения, пожелать по-прежнему быть на высоте своих творческих идей и замыслов, их осуществлением и, конечно же, чтобы в дальнейшем город наш был узнаваем по вашим танцам, по вашим лицам, по вашему творчеству. Ну, а для того, чтобы эта летопись, которая уже у вас достаточно большая, продолжалась, мы хотим подарить вам альбом, в котором будут те добрые фотографии, которые будут отражать творчество в различных точках мира. Я надеюсь, что кроме помещения, появится у нас возможность финансировать ваши зарубежные поездки. Спасибо. Спасибо. Я так думаю, что у вас, наверное, уже есть такая книга, но мы на всякий случай еще одну разберем, потому что о нашем городе. Четыре коллектива. Четыре коллектива. Бабарь, бабарь. Но я думаю, что еще одно событие, которое мы не можем не отметить, это то, что он говорит, оркестр, точнее, да. Разрешите нам, может быть, с опозданием, но опять-таки в сегодняшней же обстановке поздравить от родителя, пожелать ему творческих успехов, чтобы оркестр был вот тем не только музыкальным, но и духовным приложением к хорошим танцорам, которые составляют коллектив. Ну, напомните, как называется коллектив? Оркестр народной музыки «Вентулец». Да? «Вентулец» коллектив. Тоже «Вентулец». Вентулец. Еще раз всем вам спасибо. Я думаю, что сегодняшние события, которые так вот задуманы и проведены, или проводятся в рамках того сценария, который придумал Валерий Константинович, это действительно будет дополнением к тем добрым творческим делам, которые вы делаете каждый день на концертах, на тренировках. Добрый путь еще в этом здании. И пусть вам всегда сопутствует удача. На вот сайте. Să-ți ajutați și vinii grepinții noastre, de după vreodată,
Domnule miluiește, slăbă ta și Dumnezeu și Sfântul Dumnezeu și Sfântul Dumnezeu și Sfântul Dumnezeu. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească se numele Tău, Binecuvântat să-i ta, facă-se voi ta, precum cerul și precum în pâinea noastră, ce de bucurie de tine nouă astăzi, și ne iată nouă greșelile noastre, precum și numele Tău și celor noștri, și ne lipește noi în ispită, și ne zbăvește de cel viclean. Care este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Precum ca se vă și acum păzește-ne vătămați de răutatea cea protivnică a celor ce vor să activeze aici și să aduc ție rugăciuni prin noi nevrednici și binecuvintează-te de înșiși și în localul acesta și păstrează totdeauna viața lor nebântuită și le dăruiește cu îndestulare toate bunătățile tale spre folos prin binecuvântarea ta, că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea împreună și celui care din început al tău, Părinte, și prea Sfântului, și Bunului, și de viață Păcătorului Duhului tău, acum și pururea și vecii vecilor. Vadă cine este Iisus, dar nu putea de mulțime pentru că era mic de statură și alergând înainte s-a suit într-un dub ca să-l vadă, căci pe acolo avea să treacă. Și când a sosit în locul acelui Iisus, privind în sus, a zis către el văzându-l, Zachie, greșit, văzând toți murmurau zicând că a lucrat să găzduiască la un om făcătos. Iar Zachie, stând în fața Domnului, i-a zis, Doamne, iată jumătate din averea mea o dau săracilor și dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, întorc împătrit. Și a zis către el Iisus, astăzi s-a făcut mântuirea casei acesteia, pentru că și acesta este fiul lui Avram, fiindcă a venit fiul lui să caute și să mântuiască pe cel pierdut. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Ne rugăm pentru Marele Domn și Părintele nostru, prea fericitul Patriarhul Kiril, și pentru Domnul nostru, înalt prea Sfințitul Metropolitul Vladimir, și pentru tot ce e într-o Hristos, frați ai noștri. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Ne rugăm pentru de Dumnezeu păzită țara noastră, Republica Moldova, stăpânirea, oastea și poporul ei cel binecredincios de aici, de pretutindenea, pentru ca și noi în liniștea lor viață liniște, fără gălceapă să viețuim într-o toată bună credință și curățenia. Doamne, Doamne, miluiește! Thank you.
Спасибо.